Un clip video postat pe rețelele de socializare arată că poți rămâne pieton pentru 30 de zile dacă dai flash-uri și ești surprins de către poliție. Conform mesajul.ro, polițistul i-a reținut pentru o perioadă de 30 de zile permisul de conducere șoferului în cauză după ce a dat mai multe flash-uri celui din față care mergea prea încet. Un moment comic a fost atunci când polițistul i-a cerut actele, iar șoferul i-a răspuns că permisul se află în plic pentru că și-l preschimbase. Polițistul i-a dezlipit din plic permisul nou-nouț și l-a reținut. Practic, șoferul abia a apucat să-l atingă o singură dată, după care a rămas fără el. Ați fost oprit pentru folosirea abuzivă a fazei lungi. Ați dat în mod repetat blițuri conducătorului din față, probabil deranjat de faptul că mergea mai încet decât v-ați fi dorit dumneavoastră, a motivat polițistul, relatează mesajul.ro.